Cerere halucinantă, dacă tot vorbeam de judecătoarea Camelia Bogdan la CSM. Aceasta solicită Consiliului Superior al Magistraturii să verifice și să-i comunice, citez, de ce nu ia măsuri în vederea solicitării închiderii domeniului luju.ro. Deranjată clar de libertatea de opinie, Camelia Bogdan a sesizat ieri Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului în Altei Curți și Consiliului Național al Audiovizualului, solicitând să-i se apere reputația. Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură în data de 8 februarie 2017 pentru că a luat bani de la un SRL. Cerem control psihiatric pentru că suntem îngrijorați la modul cel mai sincer. Deci noi am vrea ca această doamnă să revină pe o linie de plutire firească. Mi se pare extrem de deplasată cererea și chiar mă întreb cum și-a judecat doamna Camelia Bogdan până acum dosarele, în condițiile în care ea cere închiderea publicației Lumea Justiției, deși în Constituție se spune clar, nicio publicație nu poate fi suprimată. Iau ca o glumă reacția doamnei Camelia Bogdan, pe mine mă distrează acest personaj. Probabil că într-o zi va ajunge să și răspundă, nu înțeleg de ce DNA-ul tot protejează și vis-a-vis de banii a primis de la SRL, de la SRL-ul antamat de Ministrul Agriculturii, de ce nu-i se deschide și un dosar penal de luare de mită. Nu poate pune pe nimeni în pericol doamna Camelia Bogdan în postura actuală de exclusă din magistratură. Deci să nu cred că trebuie să exagerăm, dar reacția dânsei arată modul în care gândesc acești judecători care au făcut parte din sistem, cât de defect sunt în gândire, dacă ei nu știu să citească în Constituție că nicio publicație nu poate fi suprimată și ei cer CSM-ului să facă demersuri, să se închidă o publicație,